Păi avem o problemă. Și anume, vin sărbătorile, da? Toată lumea își face brad, mă rog, nu toată lumea. Cei pasionați și super entuziasmați de sărbători ca mine vor să aibă un brad în casă. Problema la mine este că nu mai am loc. Ideea este că ăsta este unul dintre proiectele de DIY, cele făcute în casă, pe care eu chiar le filmez, documentez. Pentru că am mai făcut tot apartamentul ăsta, este cumva DIY, da? Este făcut de mine. Dar ăsta va fi primul pe care eu îl filmez, așa că o să fie destul de interesant. Bun, revenind. Da, nu am loc. Adică asta este singura cameră pe care eu o am disponibilă. Mai am hol? N-am loc aici, n-am unde efectiv să fac bradul pe holul ăsta, mai am baia și... Cine face bradul în baie? Cât de... Cine? Ok, și mai am bucătăria. Și cine ar pune un brad în bucătărie în primul rând? Și n-am loc, n-am unde în bucătărie să pun un brad. Așa că ne întoarcem înapoi în cameră. Am, da, într-adevăr, am spațiul ăsta între mobile, între unde am studio, unde am canapea, unde am așa, da, aici este un spațiu mare, dar ce fac dacă pun bradul aici? Fac un giratoriu, o să mă învârt efectiv prin cameră în jurul bradului. Așa că am venit cu o mini soluție, de fapt n-am venit, m-am gândit, am mai căutat pe net, am mai făcut puțin research, cum pot face un brad să încapă într-o cameră mică. Și cea mai bună idee pe care am găsit-o a fost să fac un brad 2D. Two-dimensional, da? Doidimensional. Adică, nu știu, cum vreți voi. Să nu fie 3D, să nu fie bradul ăla artificial sau chiar natural ăla de-l pui pe suportul ăla și îl împodobești așa, ci 2D, să-l pun pe perete. Așa că, haideți să vă arăt ce unelte am nevoie până acum. Sper să nu fiu uitat ceva, dar dacă am uitat ceva, vă anunț. Și să vedem exact care sunt pașii la care eu m-am gândit și cum ar trebui să arate finalul, cum ar trebui să arate produsul final. Haideți să vă arăt care sunt piesele de care am nevoie. În primul rând, aici am 3 șipci de lemn. 3 șipci de 2 metri, pentru că bradul aș vrea să aibă într-un final între 1.50 și 1.80, sper eu, și locația bradului va fi aici. Panoul ăsta, aici este panou acustic, dacă vă aduceți aminte din episodul în care vorbeam despre apartament, deci aici este logo-ul, panoul luminos și panoul acustic. În locul panoului ăsta acustic vreau să vină brăduțul, bradul, în spatele studioului cumva. Aici am pânza și în spatele studioului, pentru că pânza o pot da complet la o parte și se vadă minunăția aia de brad care, Doamne ajută, să iasă! Și dacă nu ați văzut episodul ăla cu camera, cu tulul camerei, l-aveți aici în carne. Hai să vă arăt și restul lucrurilor de care am nevoie, o să trebuiască să aprindem toate luminile de aici, o să trebuiască să schimbăm obiectivul, hai să vă arăt, imediat, hai să trecem la uneltele necesare! Așa, în primul rând, ciocan, fierăstrău, un tub de lipit de silicon, un pix pentru a lua niște măsurători, cuie, care merg foarte bine cu ciocanul și, evident, ornamente. Și lemnul pe care vi l-am arătat mai înainte. Pe scurt, eu am luat 3 șipci de lemn. Nu este necesar, sau teoretic nu ar trebui să fie necesar de toate cele 3. Eu am luat una în plus în cazul în care greșesc ceva, este oribil și mai am nevoie de un backup să mă ajute să nu pierd complet tot proiectul. Și am luat una în plus. Ok, două dintre ele vor fi legate în forma literei A. Nu pot să arăt, am nevoie de ambele mâini și cu una țin camera. Deci o să avem două lemne, două șipci puse în forma literei A, prinse în vârf și apoi pe fiecare latură a literei A, mă rog, fără dunga din mijloc, pe fiecare latură vor fi bătute cui. Apoi din jurul cuielor bătute în lemn voi prinde ghirlandă verde, mă rog, ignorați fundițele astea roșii. Ghirlanda asta verde care o să dea un aspect așa de brad teoretic, văzut de la distanță și puțin fără ochelari și chiar complet, da, ar părea ca un brad. Și într-un final vom pune și o instalație și câteva globulețe, sunt maxim de curios cum este. Cele mai mari emoții le-am în momentul în care va trebui să lipesc cele două șipci, sper să stea lipite. Voi face și o întăritură cu o altă bucată de lemn, hai să vedem cum este. În primul rând, să așez camera aici. Așa, ok. Acum problema este că obiectivul ăsta nu prea se vede nimic, adică da, nu am foarte mult spațiu cu care să mă joc, cu toate camera asta nu e foarte mare, dar vreau să vă arăt podeaua în primul rând, pentru că acolo o să lucrez cel mai mult și nu mă ajută foarte mult obiectivul. Așa că o să schimb cu alt obiectiv și hai să începem. Acum o să trebuiască să aprind toate luminile pe care le am ca să avem cât mai multă lumină, evident, să putem vedea și să poată vedea și camera cât mai bine în zona asta. Așa, parcă e puțin mai bine. O bucată din clip o să fie pe fast forward, pentru că o să vedeți exact că lucrez. Da, în principiu să lucrez. Dar din când în când vă voi mai ține la curent cu ceea ce fac și dacă întâmpin ceva probleme și deja mi-am dat seama că am uitat ceva și mai am nevoie de ceva, de o ruletă. Got it.
Am dat panoul jos de pe perete și acum vreau să măsor, pentru că eu deja am aici niște șuruburi puse în perete și vreau să măsor cam care e distanța de aici până jos, până în podea, pentru că aș vrea să mă folosesc totuși de ceva ce am deja prins. Vreau să mă folosesc de alea care sunt deja prinse în perete, da? Aparent am 197 de cm, adică 1,97 m și șipcile pe care le-am luat de lemn au 200, 2 m. Ideea este că eu cu tot cu înclinația lor, pentru că în momentul în care eu le înclin în formă de A, li se mai ia din înălțime. Bun, oricum ele o să fie cumva spânzurate de perete, adică nu aș vrea să fie rezemate. Asta ar fi o ultimă soluție, să rezem tot bradul de perete, dar aș vrea să fie agățate, să fie puse pe perete. Cred că totuși o să fac de 185. Acum am de făcut niște calcule. Oh, teorema lui Pitagora. Acum, pentru că înălțimea cu baza fac două triunghiuri dreptunghice, eu pot să aflu cât ce lungime am nevoie pentru unul din laturile aului, pentru una din laturile aului, nu unul. Ok, și asta înseamnă că am nevoie de 185 cm, care este înălțimea, plus 35 de cm, ambele la pătrat, 285 la pătrat plus 35 de cm la pătrat, și ne-ar da ipotenuza la pătrat. Și acum trebuie să aflăm lungimea lemnului. Hai să vedem. Aparent, latura ar trebui să aibă aproximativ 188 de cm. Hai să ne întoarcem, să măsurăm, să începem să tăiem, pentru că, având în vedere că șipcile sunt puțin mai late, nu am dat neapărat dimensiuni cât de late sunt, pentru că cred că pot fi făcute și cu șipci mai late sau mai înguste, pentru că doar trebuie să bați niște cuie în marginea ei. Ideea este că acum trebuie să o tăiem la 188 de cm și să facem îmbinarea lor, ceea ce s-ar putea să fie destul de interesant. Hai da! Mai știți când vă spuneam că nu suport masa aia? Ah, folositoare acum. Tocmai mi-am dat seama că baza de 70 este super îngustă. Refacem calculele. O să încerc o bază de 86 ca să fie rotund. Da, 86 de cm. Hai să facem iar un calcul. 86 împărțit la 2 avem 43 și avem acum 190 de cm. Deci tot ne încadrăm în maximum lungimea lemnului. Trebuie să recalculez iar. Aaaa! Cred că v-ați dat seama pentru ce am nevoie de aia, nu? Chiar n-am chef să dau cu aspiratorul. Am scăpat de bucățile în plus. Acum urmează partea pe care eu mi-o doresc cel mai mult să iasă și mi se pare cea mai grea. Și anume îmbinarea. Nici nu știu ce fac. Am două posibilități. Haideți că iau telefonul cu mine și filmez mai de aproape. 1. O tai doar șipca asta, o tai în lungime, pe lungime, mă rog, pe direcția pe care vine cealaltă. Ori le tai pe amândouă exact pe mijloc și le lipesc. Cred că totuși dacă o tai doar pe asta, o să am o are mai mare prin care eu le pot lipi una de cealaltă. Folosim lipiciul pe care vi l-am arătat mai devreme. Haideți să vă mai arăt o chestie mișto dacă tot. A, ce minunat! Uite-le! Spațiul ăsta, ce dracu fac cu el? O să trebuiască să mai dau cu șmirgel. Sper să aplatizez, să reușesc să aplatizez-o puțin aici. Ok, e puțin mai ok acum. Nu l-am adus chiar în punctul în care, la lățimea pe care o voiam eu la început, dar pare destul de simetric și pare ok. Acum urmează să lipesc cumva brațele alea și o să încerc cu tubul ăsta de lipici și mă gândesc să fac și o bucată din lemnul rămas să întăresc în spate, să bat niște cuie și să le prind în primul rând cu lemn. Am luat niște foaie de copt pentru că lucrez cu lipici, chiar nu am chef să împrăștii tot lipiciul ăsta prin casă și mai ales să se prinde de chestii pe care nu le vreau lipite. Chestia asta în principiu e foarte simplă, adică două bețe și le lipești cumva. Bă, dar nu!
Nu pentru cineva care nu face asta în fiecare zi. Oricum, după ce am terminat asta teoretică, restul ar trebui să fie mult mai ușor. Mai avem de bătut cuile care sunt super zgomotoase, aparent și trebuie să găsesc ceva să le bat cumva și fără să omor vecinii. Hai să așteptăm să se lipească, să se lipească lipiciul și revenim imediat. Ok, s-a mai uscat puțin lipiciul, acum o să trebuiască să bat cuile și trebuie să calculez o distanță destul de ok între ele pe lungimea, pe lungimea laturilor aului și va trebui să văd asta în funcție de ghirlandă. Așa că hai să începem să măsurăm, să calculăm, să trasăm și să batem cuii și să-mi nebunesc vecinii și jur, de fapt nu jur. Nu pot să jur asta pentru că la câte idei îmi vin să putea să mai fac chestii genul ăsta, dar promit că după aceea pentru un moment nu o să mai fac gălăgie. O fază foarte interesantă. Atunci când am cumpărat mobila, când am renovat tot apartamentul ăsta, la o anumită piesă de mobilier, nu mai știu la care dintre dulapuri, au venit în pachet și niște chestii de genul ăsta. Sunt destul de flexibile, tot de lemn sau pal sau ceva presat, așa că fiind verzui, cred că o să acopăr bucățile astea de lemn, o să le ofer și o întăritură acolo în capăt. Și s-ar putea să fie super ok, pentru că nu se mai vadă lemnul ăsta gălbui și ar trebui să vadă doar un verde de asta, așa de brad, de Crăciun. Mamă, cum se potrivesc chestiile astea. Bun, hai să tăiem, pentru că sunt puțin cam lungi, astea cred că tot 200 au, așa că o să trebuie să se le tai la lungimea plăcilor de lemn. Când se întâmplă chestii de genul ăsta, e bucuria mea, e... Chiar dacă s-a rupt aia, încă e ok, pentru că am două și cealaltă ar putea acoperi... Sper... Da. Acoperă destul de ok lipsa primei bucăți, așa că... Hai să încep să tai pe a doua, mai ok. Da, acum se potrivesc, sunt mai ok, hai să începem să bătem cu ele. Toate cuile o să le bat cât mai înspre marginea șipcii de lemn, pentru că o să vreau să acopere cât mai mult din lemn, să nu se vadă lemnul pe margine și apoi să vină ghirlanda, beteala sau cum vreți voi să ziceți. Așa că o să încerc să le bat cât mai pe margine pentru că au acoperit cât mai mult din grosimea șipcii. Cum partea asta nu e tocmai plăcută, nici de privit, nici de făcut, o să facem skip când termin de pus toate astea și să vedem cum îl împodobim. Ok, am terminat de bătut cuile, cred, sper, sincer, sper să fie destule și nu prea multe și nici prea puține. Mi-au ajuns la fix, chiar am avut destule până în punctul ăsta. Acum, nu sunt convins absolut deloc că am destule ghirlande cât să acopăr toată asta. Nu știu, hai să vedem ce o să iasă. Ați avut vreodată nevoie să mergeți la baie și momentul ăla când nu mai poți, dar ajungi la fix, e un sentiment de nedescris. Ei bine, am folosit toate ghirlandele, toate betelele pe care le aveam eu ca să umplu brăduțul ăsta. La fix. În momentul de față e puțin ilegal. Ilegal, corect. În momentul de față este puțin inegal, pentru că nu toate ghirlandele pe care le-am avut au avut aceeași grosime. Ideea este că de acum îl mai voi umple cu globuri, cu instalație și în momentul când îl voi pune pe un perete care are aproximativ aceeași culoare, s-ar putea să arate mult mai bine. Hai să terminăm odată proiectul ăsta. Să înceapă distracția! Well, he's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to...
Cum prind astea? Mai știți fundițele astea? De la început? Dacă nu, aveau niște sârmulițe aurii. No! Woo! He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Feliz Navidad, dum tararam pam. Feliz Navidad, pam pararam pam. Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Știți ce mă gândeam eu acum? Că dacă eu aș fi avut pisică în momentul de față, nici nu cred că apucam să încep să fac treaba asta. Multă baftă și Crăciun fericit tuturor celor care aveți pisici. Chiar sunt curios, voi cum faceți? Legați bradul de tavan sau... Bă, am auzit și am văzut că sunt fel și fel de metode. Voi cum procedați? Pentru că am auzit că sunt într-adevăr și pisici care nu se ating de brad. Dar alea, care îți fac varsă bradul. Mi-am depus instalația și vă arăt birolul final cum a ieșit tot proiectul ăsta. Eu vă mulțumesc de pe acum. Sper că a fost măcar entertainment pentru voi să mă vedeți pe mine muncind. Cum îmi vin mie ideile și cum ajung de la idee la un produs final. Așa că, hai să terminăm o dată cu vorbăria. Nu uitați, dați un like, un share ajută mult, un subscribe și... Hai cu birolul ăla fain. Fuck!